Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prea cucernici, părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, iată ne ajungi la zi de mare sărbătoare, o zi cu totul și cu totul deosebită pentru această comunitate, de cauza că an de an în călătoria noastră spre Ieslea Betleemului ne întâlnim cu această icoană tainică a dragostei desăvârșite atât cât poate să o înțeleagă omul, a familiei desăvârșite, cât poate omul să trăiască, atât cât poate omul să împlinească aici pe pământ. Și e un praznic care ne dă foarte mult curaj, din cauza că tot ceea ce vedem, tot ceea ce auzim, tot ceea ce trăim, mai ales în această, aș putea, o spun eu, epocă postmodernă, nu are alt rost decât să lovească în dragostea autentică, să denatureze dragostea cea adevărată, să o schimonosească, să schimonosească chipul lui Dumnezeu care este dragostea adevărată, și să ne arate tot fel de alte chipuri care sunt înșelări ale lumii acestea. Și iată, în postul acesta, care deja a trecut de jumătatea sa, în postul acesta cu care ne-am întâlnit cu doi mari sfinți, cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, cu ocrotitorul țării noastre, și în același timp a episcopiei noastre și cu Sfântul Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, cel care ne învață cu adevărat virtutea milosteniei și cel care a căpătat o dragoste atât de mare din cauza că însuși a fost un iubitor, iubitor de săraci, iubitor de cei care vineau cu întristare, cu descurajare la el, iubitor de tot omul care căuta mângâiere și dragoste. Și în iubirea sa a fost cuprins de iubire dumnezească și devine Sfântul cel mai iubit pe care îl cunoaște. Sfântul Nicolae îl cunosc toți. Nu există un copilaș pe lumea aceasta să nu-l cunoască pe Sfântul Nicolae. Și înjumătățind postul și învățând milostenia și învățând cum să sărăcim cu adevărat în inimile și în sufletele noastre de cele exterioare, de cele lumești, ca să putem să ne îmbogățim de cele dumnezești, să ne îmbogățim de dragoste, să ne îmbogățim de smerenie, să ne îmbogățim de milostenie, iată că trecem la o nouă, am putea spune, etapă, e un nou popas, un popas duhovnicesc, dar și o școală duhovnicească, acest praznic, care este pus până a trăi marele praznic al luminilor, praznicul nașterii Domnului Hristos, praznicul înnomenirii lui Dumnezeu, când se naște din om, se naște Dumnezeu. Dumnezeu ia trup de om ca să devină om ca noi, ca pe noi să ne dumnezeiască. Și de ce spun că este și o lecție, este și o școală, este o etapă pe care nu putem să o ratăm din acest post? De cauza că e lucru care ne amintește poate cel mai important element al vieții noastre, și anume dragostea. Cum trăim noi dragostea? Ziceam la început că societatea secularizată și lumea denaturează acest cuvânt și înțelegerea acestui cuvânt și ce înțelegem noi prin dragoste. Totul devine denaturat ca să ne arate nou altceva, încât la un moment dat să ne mai fie și frică să spunem acest cuvânt, că lumea înțelege altceva prin el. Și atunci ne pierdem. Ne pierdem și ne descurajăm
Cădem într-o descurajare și zicem, oare cine mai poate pe lumea aceasta cu adevărat să iubească de săvârșit, dar și să fie iubit de săvârșit? El, dacă ne-am gândit bine, ne-am dat seama că de fapt ăsta e lucrul cel mai important, că pentru asta omul trăiește pe lumea aceasta. Ca în iubire dumnezeiască să capete pecetea, chipul, să devină icoană. Să devină icoană a Sfintei Treimi, așa cum Maica Domnului, care se zămislește astăzi, devine icoana iubirii dumnezeiești pentru om. Este și o altă taină ascunsă în acest praznic, care îmbrățișează cumva și durerea omului, și așteptarea omului, și întrebarea, și rugăciunea, și neînțelegerea omului, cauza că Ioachim era cumva îndreptățit conform legii Vechiului Testament să găsească o altă soluție ca unul care nu primea prunci, ca unul care era marginalizat în societate și, așa cum citim în sinaxarul praznicului, vedem că nici darul pe care îl aducea la templu nu era primit de multe ori, ceea ce aducea o tristețe nemăsurată. Și cu toții trecem prin tristețe în viața aceasta. Nu este om care să nu fie lovit la un moment sau altul de tristețe. Și tristețea aduce durere în inimă, iar durerea naște o rugăciune foarte sinceră. Nu o rugăciune exterioară, formală, repetitivă, ritualistică, ci din durere se naște rugăciunea cea mai autentică. Din cauza că acolo unde te doare, acolo deschizi cu adevărat izvorul, cum să zic, izvorul harului și izvorul atunci ce înseamnă firesc, autentic în inima ta, în interiorul tău. Și atunci îi pui lui Dumnezeu întrebarea, Doamne, oare de ce? Deci cel care n-a trecut prin durere, nici nu prea îi spune lui Dumnezeu de ce. Folosește pe Dumnezeu mai degrabă pe postul de cel care rezolvă problemele. Doamne, dăm cu tare, rezolvăm cu tare. În clipa în care te încrezi lui Dumnezeu și din încrederea asta mare izvorăște durere, atunci îndrăznești să-i spui lui Dumnezeu o întrebare, Doamne, de ce? Și iată că ei se despart pentru o perioadă, durerea asta nemăsurată îl face pe Ioachim să ia calea pustiului Hozevei, pustiu în care a fost și Ilie la vreme de pregoană, la vreme de durere, pustiu în care ulterior au dăinuit mulți călugări care i-au dat viață și au înflorit din pietre sterpe har roditor în acest pustiu. Unul, știți cu toții, care e Ioan Iacob Hozevitul, care în aceeași peșteră s-a nevoit și a reușit să stoarcă din pustiu, din lacrimile pustiului, har roditor, care rodește și dă viață. Asta e taina cea mare, cum să poți și din pietrele sterpe ale vieții noastre să reușești să storci har aducător de viață. Cum facem când vezi atâta durere în suflet, totuși să găsești har? Asta e taina cea mare, că Dumnezeu, cum ne gresc mulți părinți și unul dintre ei atât de frumos a spus, Sofronie de la Esec, spunea că tăcerea este felul lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciunile noastre. Dumnezeu tot timpul răspunde prin tăcere. Și cu cât e mai adâncă tăcerea, cu atât e mai adânc și răspunsul pe care trebuie, suntem chemați cumva să-l înțelegem. Și îl înțelegem rugându-ne mai mult, nu renunțând la rugăciune. Deci, când simți tăcerea în inima ta, înseamnă că ești chemat la o rugăciune
mai adâncă. Și suferința asta scoate mult har și multă taină. Și Ana se retrage la casa ei din Ierusalim, care era la distanță apropiată. Și o știți asta, cei care ați fost în pelerinaj în Țara Sfântă, era la în apropiere de scăldătoarea aceea a oilor, de scăldătoarea aceea în care aduceau animalele pe care le spălau înainte să fie aduse ca și jertfă la templu. Și iată, după o așteptare și până la urmă, de ce această așteptare? De ce să-l pui pe om să aștepte ani și ani de zile și la bătrânețe să-i descoperi o taină atât de mare? Că ambii îl văd pe arhanghelul Gavril care le binevestește și le aduce această veste care are să schimbe istoria întregului univers. Asta e taina care de fapt ne scapă. Că nu-i doar un lucru frumos care se împlinește, ci ceva ce reașează lucrurile, repune soarta întregii lumi, întregului univers pe care îl cunoaștem noi, spre a plini rânduiala lui Dumnezeu. Adică a pune început mântuirii noastre și taina rânduielii, taina economiei, cum mai spune troparul lui Dumnezeu, se împlinește. Din cauza că omul, când este tânăr, călătorește mai degrabă cu întrebarea de care vă spuneam eu înainte. Doamne, împlinește-mi cu tare dorință, Doamne, dăm cu tare, Doamne, aș vrea cu tare. Iar omul care trece de o anumită vârstă și ajunge la maturitate duhovnicească, călătorește cu altă întrebare. Doamne, cum să fac să te iubesc? Doamne, cum să fac să... Adică, oare în inima mea poți să ajungi și în inima mea? Că toate celelalte, până la urmă, le dobândim și noi. Dar în inima mea, cum să fac să înflorească harul? Cum să fac să înflorească acel toiag al lui Aron din Vechiul Testament, din care iese mlădiță de floare, de migdal, care e chipul Maicii Domnului, chipul desăvârșirii, din ce? Dintr-un lemn sterp, un lemn care nu are viață și nu are picătură de apă și nu are nicio moleculă vie în el. Cum fac din sterpiciunea aceasta, cum fac din această împietrire, am putea spune, a sufletului meu, să fac să curgă izvor de ape multe, cum ne spune Evanghelia de la Ioan și cum face Moise la Amara în călătoria prin pustia Egiptului spre Țara Sfântă, când însemnează cu semnul Sfintei Cruci piatră stearpă pe care curge izvor de apă dulce, apă aducătoare de viață. Asta e taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu împlinește rugăciunea omului numai atunci când omul ajunge să înțeleagă acea rugăciune. Și atâta timp cât nu înțelegem, nici nu se împlinește. Și atâta timp cât nu facem roditoare în inima noastră și nu înțelegem rostul mântuitor, nici nu se va împlini. Și Domnul e mult răbdător. Răbdarea lui Dumnezeu nu se termină într-un an sau doi sau 100 și nici măcar într-o 1000 sau 2000 de ani. Și văzând atâta durere și suferință, noi oamenii parcă am scurtat vremurile și sfinții mulți au avut această trăire în inimă și parcă le-au scurtat vremurile. Dar iată, Dumnezeu totuși mai așteaptă și Dumnezeu e îndelung răbdător și ne face să înțelegem că cuvântul pe care îl spune în Evanghelie, că nu este a vostru a ști nici vremurile, nici locul, când întreabă apostolul despre vremurile de apoi, este mai puternic decât orice prorocie pe care o auzim noi, că Scriptura nu poate fi desființată și cuvântul Scripturii este cuvânt adevărat și este cuvânt aducător de viață și este cuvânt care se împlinește mai devreme sau mai târziu. Iată
praznic aducător și de bucurie, praznic aducător de viață, că cei doi având această arătare dumnezeiască se întâlnesc la Poarta de Aur. E un loc așa ales la întâmplare, Poarta de Aur, poarta prin care intra împăratul, poarta prin care intra arhiereu, poarta cea mai cunoscută care este și în ziua de astăzi, cei care merg la Ierusalim o pot vedea și stă spre partea de răsărit și se vede și colina aceea din față, pe unde sunt multe, multe morminte, unde iudeii cei mai de seamă, mai avuți și-au îngropat părinții și bunicii și străbunicii, cu gândul că dacă va veni Mântuitorul, pe acolo o să se rate și va trece și va fi biruitor. Iată, poartă de aur și poartă la care se îmbrățișează, e poarta aceea care duce și spre pârâul cedrilor despre care citim în Evanghelie și loc care deschide calea nu spre ceea ce așteaptă unii și ce deschide calea, de fapt, spre deschide calea spre grădina Ghețimanei, că de acolo se vede această poartă a aurului și la cine duce gândul? Că pe de o parte vedem poarta aurului, poarta îmbrățișării tainice, poarta dragostei, iar de cealaltă parte e poarta pătimirii, că dragostea aceasta nemăsurată din care se naște raiul cel dumnezeiesc care plăzmuiește pe Dumnezeu în pântecele său, ne arată deja de atunci, dinainte, de la bunici, ne arată că în față nu stă aurul care împodobește coroana împărătească, ci stă coroana de spini care deschide calea spre pătimire. Și de aceea Domnul e mult răbdător și lasă pe om să aștepte de multe ori în durere, ca să înțeleagă că pătimirea este aducătoare de har și izbăvitoare de durere și pătimirea este cea care aduce mântuire. Dar omul neînțelept fiind, omul căzut fiind, neputincioș fiind și căutând doar la ale sale, nu reușește să înțeleagă taina asta. Și atunci, cine ia pătimirea? Cine de fapt renunță la coroana de împărat ca să pună pe cap coroana de spin pe care tot omul i-o pune? Asta e răsplata dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu pentru om, este coroana de spin pe care omul i-o înfinge lui Dumnezeu pe creștet. Asta e un lucru care ne scapă foarte mult și avem impresia că au făcut-o altcineva cu mulți ani în urmă, cu 2000 de ani în urmă și ne amintim de lucrul ăsta în Vinerea Mare, ca după aia oricum trecem foarte rapid la bucuria învierii și ne scapă taina pătimirii. Dar taina aceasta trebuie purtată zi de zi, că ea este aducător de har. Ei, iată îmbrățișare tainică, iată îmbrățișare adâncă care descoperă taina familiei desăvârșite. Și familie ce înseamnă? Ce înseamnă această îmbrățișare? Nu e îmbrățișare pietistă a doi adolescenți care astăzi spun că se iubesc și mâine își dau papucii unei altora prin mesaje pe rețelele de socializare, că nici mai au curajul să se mai întâlnească sau nu mai pierd timpul să dea explicații pe viu grai. Ci taină care arată că două suflete care au suferit ani și ani și ani și nedreptățite, ani și ani și ani, încredințându-se lui Dumnezeu, fac imposibilul posibil. Asta e taina rugăciunii. Taina rugăciunii este să te rogi până la capăt și la capăt imposibilul devine posibil. Asta e taina rugăciunii. Taina rugăciunii nu-i ceea ce credem noi, să ne meargă bine, să stăm bine, să mâncăm bine, să dormim bine, la mulți ani cu sănătate, apă, gaz, electricitate, bucurie, fericire, la mulți ani să vă fie. Astea sunt lucruri care sunt foarte trecătoare și lucrurile acestea care le cântăm prin colinde sunt foarte frumoase atâta timp cât înțelegem și taina adâncul trăirii, că ele îl vestesc pe cel care astăzi din această
îmbrățișare urmează să se întrupeze în raiul cel dumnezeiesc, în acea stâncă netăiată pe care o vede Daniel în prorocia sa din Vechiul Testament. Rugul cel care nu se mistuie, pe care îl vede Moise, porumbița lui Noe, care îi aduce mlădița de măslin, care este semn al păcii și al dragostei desăvârșite, cădelnița de aur a templului dumnezeiesc în care se întrupează focul, cărbunile Hristos, care nu se mistuie niciodată, ci arde păcatul ca să dea viață. Iată taina unei îmbrățișări pe care ar trebui să o vedem ca chip al familiei, taina unei îmbrățișări pe care ar trebui să o vedem ca model al dragostei. Și noi în dragostea asta să dăinuim, în dragostea asta să trăim, în dragostea aceasta să ne desărușim viața și să înțelegem un lucru, că e o taină mare, care se mai ascunde aici, că Maica Domnului care se zimislește astăzi nu este doar fiica lui Ioachim și Ana, este și fiica lui Dumnezeu. Că noi toți suntem fiii lui Dumnezeu, dar ea parcă mai mult ca toți, este fiică a lui Dumnezeu, de care Domnul, ne spune Sfântul Grigorie Palama, pe care în mod deosebit, ca un isihast, îl prăznuim în acest an dedicat rugăciunii și isihasmul, spune că Dumnezeu, văzând frumusețea acestui suflet, se îndrăgostește de el. Ce lucru tainic și adânc, cum poate Dumnezeu să se îndrăgostească de om? Uite, poate să se îndrăgostească. Și ăsta e singurul suflet care a ajuns la măsura să-i placă lui Dumnezeu atât de mult curăția acestui suflet, încât să se îndrăgostească de el. Iar Nicolae ca Basila, un alt pilon al dreptei credinți, un alt sfânt care ne-a tâlcuit dumnezeiască liturghie, spune că toate le-a făcut bune Domnul, cum citim la Cartea Afacerii, pentru un singur motiv, pentru Maica Domnului, ca să poată să o vadă într-o zi născându-se pe Maica Domnului. De asta creează întreg universul, care se rotește, se învârtește, toată frumusețea aceasta nemai văzută, auzim încântarea Sfântului Nectare dedicată Maicii Domnului pentru un singur suflet, sufletul Maicii Domnului. De aceea, cei dintre noi care învățăm astăzi să îmbrățișăm această icoană a dragostei desăvârșite, învățăm cu adevărat ce înseamnă să iubim, ce înseamnă să-ți iubești părinții, ce înseamnă să-ți iubești copiii și ce înseamnă să înțelegi că fie ce suflet care vine pe lumea aceasta nu este doar un suflet pe care îl zămeslim noi ca și părinți, ci este un suflet care este fiu sau fiică și a lui Dumnezeu. Că în taina dragostei se îmbrățișează și se întâlnește. Ăsta e lucrul cel mai minunat. Și mai ales mamele ar trebui să puneți la inimă lucrul acesta. În taina dragostei și în taina familiei se îmbrățișează voia lui Dumnezeu cu voia omului. De cauza că Dumnezeu nu poate să trimită un suflet pe lumea aceasta dacă nu consimte și omul. Dacă omul nu consimte și nu-și face semnul Sfintei Cruci și nu spune înainte de a-și îmbrățișa soțul, soția sau soția, soțul, Doamne, fie voia Ta întru toate, lucrează și prin taina dragostei noastre omenești, așa sărăcăcioasă cum este, neputincioasă, plină de defecte, de multe ori cuprinsă și de neputință, și de gelozie, și de mândrie, și câteodată de gânduri rele. Curăță, Doamne, această dragoste și lucrează prin ea ca voia ta să dea roade în dragostea noastră. Adică ca Dumnezeu să poată să trimită rod binecuvântat din dragostea a doi oameni. Uite ce taină mare, doi oameni se întâlnesc, se îmbrățișează și din taina aceasta Dumnezeu poate să lucreze. De ce? Gândiți-vă de fiecare dată că din rodul dragostei poate se naște un monah care se va ruga pentru mântuirea generației și generației
din neamul vostru. Poate se va naște un preot sau un episcop sau un patriarh sau un om care va schimba lumea aceasta sau unul care va duce pace sau unul care va fi medic și va vindeca sute sau poate și mii de oameni sau cineva care va schimba rolul lumii acestea care tot se îndreaptă cu pași rapizi spre pierzare. Iată taina praznicului, iată taina dragostei, iată taina ceea ce înseamnă că fiica omului, fiica oamenilor și darul acesta mare a omului pentru Dumnezeu, că atât de răbdător a fost Dumnezeu încât a așteptat zeci de generații pe care o să le auziți în Evanghelia de la Matei, acum în ajun de praznic mare a nașterii Domnului, când se va citi genealogia Mântuitorului și o să vedeți cele 14 neamuri care se împlătesc cu alte 14, cu alte 14, ca să ajungă la Maica Domnului din care se naște pruncul Iisus. Uite, Domnul e îndelung răbdător și dacă ar fi trebuit să mai aștepte încă 1000 de ani, ar mai fi așteptat 1000 de ani ca să se nască un suflet care înțelege cu adevărat ce înseamnă taina și pecetea dragostei nemăsurate a lui Dumnezeu în om. Cu această taină mare, mă rog să rămâneți și voi și să o trăiți, să o îmbrățișați, să o adânciți, să o aprofundați, să dea rod în voi și să știți că zămislirea aceasta și stârpăciunea aceasta care se dezleagă astăzi nu este doar a Sfinților Părinții Ioachim și Ana, ci a întregii omeniri. Dumnezeu dezleagă neputința omului de a da naștere și astăzi o binecuvintează. Dar să știți că a da naștere nu înseamnă numai naștere după trup. Înseamnă a da naștere și după suflet. Că nu toți sunt părinți după trup și Pavel ne descoperă taina aceasta. Dar el zice că eu vă sunt părinte în Duh, le spune că el i-a născut pe toți cei pe care i-a botezat și pe toți cei pe care i-a adus la credință și pe toți cei care le-a schimbat inimile, le spune că este părinte, deci înseamnă că paternitatea este și una sufletească și poate de multe ori suntem chemați și la aceasta. Cei care sunteți părinți, soți sau soții și aveți porunci, sunteți chemați să le dați viață după trup, dar și după Duh. Iar noi, cei care slujim altarului, slujim Domnului, suntem chemați să dăm viață după Duh, să facem ca dragostea aceasta spre care vă vorbeam să răsară și să devină de viață și aducătoare de viață și în inimi. Să nu fie doar inimi care pompează sânge, ci să fie inimi prin care trece sânge dumnezeiesc pe care îl luăm la liturghie. Sânge care nu este unul aducător de neputință și de boli, ci unul aducător de viață. Să se amestece în inimioarele noastre sânge de om cu sânge de Dumnezeu, trup de om cu trup de Dumnezeu care ne dă viață. Și atunci, cu adevărat, vom înțelege de ce la fiecare sfântă și dumnezească liturghie, la apolis, la odpust, cu asta terminăm dumnezească liturghie, după ce pomenim Sfinții Zilei și a cărui liturghie am săvârșit, îi pomenim la sfârșit de tot pe drepții și dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana, care împodobesc acest praznic și ne aduc nouă tuturor pecetea dragostei desăvârșite, atât cât poate omul să o înțeleagă pe lumea aceasta, devenind icoană a iubirii curate, care ne-l descoperă, ne-l arată încă o dată în inimile noastre pe Domnul Hristos, care este calea, adevărul și viața. Amin.